aveam nici ce mânca, am vândut tot. Aici am terminat clasa 7, iar în clasa 8 nu m-a primit. Unde mă duceam să mă angajez? Chiabur. N-am putut să venim în Giurgiu, că n-a putut tata să-și ia servicii aici, pentru că erai... A fost o vreme când mutările de populație, chiar masive, făceau parte din pachetul de realități curente. În Republica Populară Română, deportarea a fost inspirată și, chiar ordonată de către Stalin, liderul de la Kremlin, al cărui sistem dictatorial a controlat deciziile și atmosfera politico-economico-socială a sateliților din blocul comunist. În fapt, Stalin este și campionul acestui model suprem al formulelor abominabile de manifestare a inumanului, golind Crimeea de întregul popor tătar în 1944 în doar 3 zile. Începerea lucrărilor la podul prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, în urma protocolului semnat la 30 iunie 1951 între guvernele celor două republici populare vecine, română și bulgară, de către primii miniștri Petru Groza și Vilko Cervenkov, a creat, prin afluența miilor de muncitori, dar și a tehnicienilor sovietici sau din celelalte țări din spatele cortinei de fier, o criză locativă fără precedent. Momentul a reprezentat, pentru autoritățile române, pretextul de a pune în practică măsuri de inspirație stalinistă, constând în confiscarea imobilelor și expulzarea din oraș a 823 de locuitori incomozi pentru ordinea socială, împrăștiați și fixați cu domiciliu obligatoriu în câteva zeci de localități de pe cuprinsul țării și supuși regimului de muncă forțată. Așteptaseră cu sufletul la gură să ia sfârșit pedeapsa deportării, însă acasă era mai rău ca între străini, după cum aveau să constate cu surprindere încă din primele zile. Suferința care îi aștepta în orașul natal, plănuită cu minuțiozitate și experimentată în laboratoarele caghebiste, viza aspecte importante ale siguranței vieții, adăpostul de deasupra capului, locul de muncă pentru asigurarea traiului, viitorul copiilor. Toate amenințate. Spațiul de locuit nu era o certitudine, accesul copiilor la școală problematic, iar cât privește viețuirea, visaseră la ziua când vor scăpa de povara muncii forțate, răsplătită cu salarii de mizerie, însă acasă nu îi aștepta nici măcar atât. Nu găseau de lucru, nu exista speranța vreunui venit, dar se contura în schimb spectrul foamei. Nu aveam nici ce mânca, am vândut tot, pentru că tata nu a avut serviciu un an de zile, când se spunea că toată lumea avea serviciu în comunism. Tata a fost șomer în comunism un an de zile și mama jumătate de an. A trebuit să dea tata în judecată la Comisia de Litigii întreprinderea Steagul Roșu ca să poată să reintre în funcție și a fost acceptat ca registrator. Din ce a trăit familia dumneavoastră timp de un an, cât tatăl dumneavoastră nu a avut serviciu? Nu un an, o jumătate de an, că a intrat mama în serviciu. Am trăit din ce am vândut, adică tablouri, lemne, mobilă, toate lucrurile acestea, covoare. În momentul în care n-am mai avut ce vinde, rămăseseră cerceii de la bunica mea, niște napoleoni foarte frumoși, de la bunica paternă care murise. Bunica paternă murise în 47. Și tata i-a spus maică-mi, trebuie să-i vindem. Mama s-a gândit că sunt ai mei, că sunt mărturie, sunt amintire. Și tata până la urmă i-a spus că voi înțelege, sunt destul de mare. Și i-a vândut. Am mâncat o lună de zile, ne-am hrănit pe costul acelor cercei. Am fost trecut Chiaburi, după ce am terminat liceul, eu nu am mai putut. Unde mă duceam să mă angajez? Chiabur. Unde? Chiabur.
Asta e. Ba, m-a obligat de la primărie să merg la Săpatul Șanțului, că așa erau cheaburii pe timpul acela. Când ne-am întors din deportare și nimeni n-avea serviciu 6 luni, bunica mea s-a dus și s-a angajat la Fructonil. Fructonil era o fabrică de marmeladă și scotea cuacul de păr, scotea sâmburii pentru dulceață și ca să facă dulceață, gem. Și bunica la 70 de ani era sezonieră, a lucrat 6 luni ca să aducă și ea, că în afară de ce primeam și ce vindeam, mai avea și ea 100 și vreo 40 de lei atunci, totuși mai puteai să mai cumperi ceva. Faptul că au fost plecați de aici și că tata nu s-a mai întors la locul de unde plecase, a fost o tragedie, că a trebuit să-și caute de serviciu. Deci n-a mai... Și? Și a lucrat în întreprinderile. Steag Roșu, ce era atunci, fabrică de pâine, pe unde a putut. Ideea preponderentă era îndepărtarea fostelor elemente, după noul nume dat patronilor și funcționarilor, de orice activitate de răspundere și decizie, prin îngrădirea accesului la poziții corespunzătoare experienței în domeniu sau studiilor, chiar cu prețul renunțării la competența lor. Se dorea descalificarea totală a acestora și, totodată, coborârea lor la nivelul muncii brute, a muncii de jos, cât mai de jos. Privit de la nivelul mentalității obtuze a clasei conducătoare, alcătuită nu din muncitori cu scaun la cap, ci din politruci semidocți, ațâțați, dar mai ales stăpâniți de prejudecăți, acest gen de tratament se dorea a fi, conform unei filozofii ad hoc, nu doar o pedeapsă bine meritată, ci și un soi de recuperare în sensul dezburghezirii și deprinderii modului de gândire, vezi, Doamne, proletar. Hai să-și ia tata servici, că eram noi doi copii. Era bunica mea care n-avea, era bătrână, și mama care iar n-avea servici. Având un liceu comercial, hai să iasem undeva ca o contabil ceva, nimeni nu-l primea. O, micul sulic. Și până la urmă s-a dus, s-a calificat, că nu era rușine de muncă, că de copil muncise, și a ieșit mecanic de utilaje. Și s-a angajat la, era Navromu înainte. Și a mers în continuare, așa văzut de treaba. Părinții mei au lucrat la lădițe. Deci tata avea liceu, seminarul. Pe mine m-a trimis ca să iau diploma. Dar arsese la război în 40 sau... Arhiva. Arhiva și nu mai era nici... Adică era analfabet cum ar veni. Deși el avea liceu. Seminarul e egal cu liceu. Și a luat-o de la cap și a făcut 4 clase, pe 8 clase. Da. Și curs de specializare în contabilitate a făcut. Dar până atunci s-a chinuit pe șantier. Acest statut de deportat a afectat evoluția ulterioară a dumneavoastră, a mamei, a tatălui dumneavoastră? Mama a fost funcționară la bancă. Ea niciodată n-a mai fost primită la bancă. Ea avea numai liceul, într-adevăr, dar era funcționară veche la Banca Națională. Nu a mai primit acest drept și a lucrat contabil, a lucrat casier la început, la diferite cooperative meșteșugărești. Tatăl? Mama. Tatăl a lucrat la IOIL Steagu Roșu, era o fabrică de covoare și de tot felul, și el acolo înregistra niște cereri. Pe funcții? Pe funcții mizere. Minore, un salariu sub minore, nivelul sub nivelul de sau de pregătire. Numai în ultimii 2 sau 3 ani a fost încadrat ca economist și era foarte mândru că în sfârșit este și el, îi se recunoaște diploma, dar ca economist, nu ca jurist. Jurist n-a mai fost niciodată. Avocat, el a fost avocat, magistrat, judecător. Tatăl nostru a fost ținut chiabur, deși a fost, i s-a naționalizat averea în 48 până în 1965, deci încă 17 ani.
când el a trecut prin ce v-am povestit până acum. Și funcție sau avere nu a mai avut. S-a descurcat cu mâinile proprii. După ce ne-am întors de acolo, s-a angajat mecanic la șantierul naval, și el și fratele lui. Și lucrau la construcția de nave. Registrator putea să fie oricine cu 7 clase să înregistreze niște cereri. Așa că avea salariu mai mic cu 100 de lei decât mama, care avea doar liceul. El era titrat, era în barou, dar el avea atunci un salariu sub salariu mediu pe economie. Pentru unii dintre expulzați nu s-a mai găsit sub nicio formă un loc de trăit în orașul prosperității de altă dată și, pentru a supraviețui, fie au fost nevoiți să plece unde au văzut cu ochii, fie, nevrând să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard, au amânat întoarcerea acasă, continuând să zăbovească și pe mai departe în locurile unde executaseră pedeapsa cu muncă forțată. Am plecat să-mi iau servici, să mă înscriu la altceva, la alt liceu, și să-mi iau servici. Pe unde am fost, da, deși când ni s-a dat drumul, domnii de la, bănuiesc, de la securitate, pe vremea aceea ne-au spus că nu vor fi probleme la reîntoarce, să ne reîncadrăm în diferite școli sau servicii, mă rog, fiecare după situația respectivă, și să nimeni nu ne va pune piedici. Le-am avut pe toate. Și bineînțeles că am fost obligată în ultimă instanță. Situația materială era destul de precară, tatăl meu rămăsese deja acolo, că nu-și găsea servici în oraș. A trebuit să rămână în fabrica aceea de cherestea unde am lucrat forțat. Și mai departe, ca să putem noi să existăm. La case erau la fisc, nu se plătise impozite, nu se plătise nimic. Eram dator vânduți până la coadă. Și eu căutam să-mi iau un servici ca să pot să fac și să iau parte la cheltuielile casei. Bineînțeles că n-am găsit. N-am putut să venim în Giurgiu, că n-a putut tata să-și ia servicii aici, pentru că erai... Și pe urmă am plecat în Călăraș. M-a luat și pe mine, noroc că m-a dat la școală aici, am făcut 5 clase. Și pe urmă am plecat la Călăraș. A plecat tata întâi și pe urmă cu mama și pe urmă și eu. Era foarte multă lume acolo. Erau macedoneni, erau armeni, erau evrei, turci. Că era din fostul cadrilater care se refugiase acolo. Chiar și vreo 2-3 familii de arabi erau. Creștini, că erau catolici, că erau, nu știu, pot să-mi dau seama cum erau atunci. Pe fondul restrângerii masive a opțiunilor aflate la dispoziția foștilor deportați, fie din cauza penuriei obiective a locurilor de muncă, fie din rațiuni revanșarde și ideologice create de autorități, apare încă o situație descurajantă, menită să reducă și mai mult șansele de inserție socială. Dezangajările de pe șantierul podului, ca urmare a reducerii nevoilor de resurse umane. O categorie mare de documente, de fapt cele mai numeroase, se referă la momentul când ei se reîntorc. În special în perioada imediat următoare, începutul de anul 1954. Și au fost situații, dacă vreți, cerele care sunt în aceste două dosare numeroase, ale celor care se reîntorc, care cer autorităților locale să pună în practică un ordin al autorității de mai sus, să li se dea locuințele, și vedeți ce probleme s-au ridicat. Terminarea podului, atât de așteptată de către cei care credeau că aceasta este singura cauza expulzării, avea să se întoarcă tot împotriva lor. Și asta n-a fost tot. Lipsirea de casele din care au fost îndepărtați, dar și de oricare alte spații locative alternative de trai în condiții omenești, a transformat viața unui eșantion semnificativ de oameni onorabili ai orașului într-un coșmar din care nu au reușit să scape, cu toate insistențele făcute pe lângă autorități. E o chestie foarte interesantă, ca să vedeți
dacă vreți, pentru cei care au fost dislocați, ce însemna sentimentul, simțul ăsta de proprietate. Într-un referat pe care îl fac și de la spațiul locativ, la sfatul la orașului Giurgiu către Raion, sunt niște chestii foarte interesante. Care, pe de o parte, arată cine sunt cei care au fost beneficiarii spațiilor care au fost, în care cei care locuiau înainte dislocați, cine a intrat în proprietate și mentalitatea celor care au fost dislocați și faptul că aceștia doreau, și o să vedeți ce greutăți, să se reîntoarcă acolo unde ei locuiseră. E foarte interesant referatul ăsta. Referitor la o persoană. Sus numit a locuit înainte de dislocare în strada Tadagării. Casa naționalizată, a cărei proprietar a fost înainte de naționalizare. La an reîntoarcere, imobilul era ocupat, fiți atenți, de salariația DGL 889 și de un ofițer de miliție. Deci aici e vorba de beneficiar. Cerând casă pentru locuință, i s-a repartizat, deci a fost într-o situație favorabilă. I s-a dat imediat, sau i s-a propus imediat un alt spațiu de locuit. N-ați mai recuperat acea casă niciodată? Niciodată și nici măcar terenul. Mi-au aminte că salonul care unde mi-a făcut botezul și era mare, aproape 12 metri pe 8 metri, așa, l-au făcut camere de locuit și dacă a plecat cineva pe dușumele celuite, le-au scos și a pus pământ galben. Când a văzut tata, i-a venit rău. I s-a propus aproape un alt spațiu compus din două camere, bucătărie și magazie. Însă, acesta, probabil, din dorința de a-și ocupa vechiul spațiu, reamintindu-și că acest imobil i-a aparținut ca proprietare, a încercat să evacueze pe cei care, vi-am spus mai sus, cu forță. Concluzia referatului, și asta e valabilă pentru toți cei care au fost deportați și care se reîntorc la locuințele lor. Atenție, menționăm că toți proprietarii de locuințe naționalizate cer cu insistență să-și ocupe clădirile sau chiar o mică parte din clădire, numai să stea în fosta lor proprietate. Chiar, și aici, dacă vreți, arată nemernicia autorităților, să plătească chiriile majorate cu 300%. Și în acest sens, este și un anormativ. HCM 1508-1953. Foarte mulți dintre cei care se reîntorc stau cu bunurile în curtea casei unde locuiseră și unde li se permite să se întoarcă în unele cazuri, iar după 30, 60 sau 90 de zile de speranțe deșarte, trebuie să renunțe și să plece în căutare de camere cu chirie. Pe lângă faptul că sunt solicitări, multe din ele prezintă într-o lumină oarecare ce s-a întâmplat cu această familie sau cu aceste familii în perioada cât ei au fost deportați. Un cetățean spune așa, într-o cerere adresată președintelui Sfatului Popular al orașului Giurgiu: în anul 1952 am fost dislocat și, repet, atenție, document oficial, aici în tabel nu apare localitatea Voivodeasa. Spune așa, trimis în comuna Voivodeasa, regiunea Suceava, împreună cu familia mea, care avea domiciliu stabil în strada Olga Bancii, numărul 88. În urma unei decizii, aici lămurește și cam cum s-a petrecut fenomenul de reîntoarcere. În urma unei decizii a guvernului nostru, la 1 februarie a venit o comisie la fața locului, acolo unde erau, la Voivodeasa, care, atenție, ne-a pus în vedere că suntem liberi și că putem merge la locuințele noastre în orașul de unde am plecat și să ne prezentăm Sfatului Popular pentru a ni se elibera locuințele, chiar dacă sunt ocupate. Să duce la spațiul locativ, după care se duce în locuința unde era altă persoană, nu știu dacă are sens să-i dau numele, și arată ce peripeții s-a întâmplat. Se prezintă la cel care locuia în locuința, fosta lui locuință, și i-a cerut ca să elibereze o cameră. Bineînțeles că respectiva persoană nu a
fost de acord. Construirea căii ferate peste Dunăre și conectarea acesteia la traseele deja existente impune și crearea unui nod nou pe linia istorică a primei călătorii cu trenul din România anului 1869 între București-Filaret, azi autogara cu același nume, și Giurgiu. Prin construirea unei stații noi, Giurgiu Nord devine o placă turnantă pentru devierea și soluționarea eficientă a legăturilor Uniunii Sovietice cu zona balcanică, atât în privința transporturilor de pasageri, dar mai ales a celor de mărfuri. Desigur, trecerea pe podul Dunărea cu orice mijloc de transport nu intra în discuție când venea vorba de călătorii giurgiuveni și cei români în general. Ca și în cazul altor câtorva construcții cu paternitate stalinistă, fie ele civile ori industriale, presărate în timpul și cu conștiința dominației sovietice asupra României, și gara Giurgiu Nord este purtătoare a unui omagiu copios adus stilului moscovit. Monumentalitatea acestui edificiu, realizat în stilul artei de stat, cu aerul său arhitectural tipic sovietic, este o expresie a valențelor ideologice, propagandistice și politice și în același timp a autoritarismului și realismului socialist. Grandoarea specifică regimului totalitar, ca de element de cult, cu un aer de adevărat altar al transporturilor, e o expresie de cinism al patronului sovietic, cu atât mai mult cu cât cheltuielile luxuriante din buzunarul românilor pentru a susține acest accent megaloman au fost făcute într-o vreme când majoritatea celor lăsați fără case locuia în acareturile fostelor proprietăți. Din cercetarea arhivelor reiese comportamentul abuziv al Direcției Șantierului Podului Dunărea, DGL 889, care, în ciuda amintitelor dezangajări, survenite spre sfârșitul construcției, continua să mențină în exploatare spații locative. Iar în mod complementar, instituțiile statului adăugau noi abuzuri în cârca dizlocaților, prin mijloace care le stăteau la îndemână. Tovarășe președinte, cu respect, vă duc la cunoștință că în imobilul meu, DGL ocupă spațiu de la data de 1-1-1953. Trei camere pe care le folosește pentru cine le folosește. Spune că nu i-a plătit chirie și că cei de la secția financiară, pentru perioada în care, atenție, a fost dislocat, îi cerea să plătească chiria plus penalitățile, da, plus penalitățile pe care le avea de plătit. Abia în urma sesizărilor către mai mari de la București și consecutiv schimbului de corespondență și îndrumări, autoritățile locale întreprind câteva măsuri de complezență. Autoritățile locale încep să se pună în mișcare și încearcă să dea o formă legală și încep să poată de corespondență cu cei de la DGL 889. Orice aspecte problematice referitoare la dobândirea sau redobândirea spațiului locativ au născut adevărate valuri de situații particulare de care tovarășii de la partid nu au fost străini. Iar dislocații, la rândul lor, nemai având nici slujbe, fiindcă statul comunist pregeta să li le încredințeze, nici casele de altă dată în care le plăcea să-și petreacă timpul, au întreprins adevărate anchete, descoperind situații cu totul neașteptate. Mulți care primiseră spațiu locativ nu aveau serviciu pe raza orașului Giurgiu, aveau pe alte bărți, ocupau abuziv sau subînchiriau aceste spații locative. În această atmosferă încărcată de amânări, șicane și hărțuieli, se apropia vara anului 1954 și, odată cu ea, darea în folosință a podului Giurgiu Ruse. Fiind una dintre realizările de căpătâi ale cooperării dintre țările frățești de sub tutelă sovietică, nu doar în cadrul CAER-ului, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, ci și în expresia sa mai largă, militară, a Tratatului de la Varșovia, celebrarea s-a făcut, desigur, cu surle și trâmbițe,
iar inaugurarea cu participare la cel mai înalt nivel. Petru Groza, de această dată președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, funcție asimilată cu cea de șef de stat, și Gheorghe Gheorghiu Dej, secretar general al Partidului Muncitoresc Român și prim-ministru în compania omologilor bulgari. Era cea mai importantă împlinire a României Populare în primul său plan cincinal 1951-1955. Finalizarea acestui obiectiv economic important din punct de vedere strategic și militar în privința intereselor Moscovei a fost comentată în cercurile oficiale din țările staliniste drept o izbândă a prieteniei și unirii sub standardul comunismului și, ca atare, sărbătorită pe scară largă prin manifestări ce s-au ținut lanț pe cele două maluri ale Dunării. După ce mai bine de 2 ani livrase afișe mobilizatoare, programe, grafice de lucru, ordine de execuție, chemări la întrecere în producție și altele asemenea în slujba propagandei de partid, tipografia Direcției Generale a Lucrării 889 făcea să vadă lumina tiparului ultimele produse ale activității sale. Invitațiile pentru evenimentul ce avea să marcheze ultima întâlnire a celor care făuriseră podul. DGL 889 invită pe tovarășul a lua parte la mitingul organizat cu ocazia terminării lucrărilor de construcție care va avea loc la Giurgiu, în cartierul Muncitoresc Coinac, în ziua de 13 iunie 1954. După miting se va servi masa tovărășească. Invitația este personală și netransmisibilă. Accesul în sală este permis până la ora 8:30 dimineața. În cadrul întâlnirii a fost subliniată încă o dată importanța vitală a podului pentru sistemul socialist și directorii generali ai părților bulgară și română au înmânat celor mai meritoși insigne comemorative și certificate în limba română și limba bulgară. Visul a devenit realitate, dar a devenit pentru trecerea organizată cu mijloace rutiere sau feroviare vămuite. Cetățenii orașului Giurgiu și cetățenii orașului Ruse, pe podul care s-a numit inițial Dunărea, ulterior numit așa propagandistic podul prieteniei, nu puteau păși. Oricum, giurgiuvenii, în mod sigur, nici mai târziu, când unii bulgari aveau acces până la jumătatea podului. Această realizare, definită în epocă drept măreață, era în conformitate cu standardele și prescripțiile sovietice de proiectare ale anului 1951 și, pentru a marca posteritatea, momentul inaugurării a prilejuit emiterea și a altor insemne comemorative. Mulțumită muzeografului Mircea Alexa, Muzeul Teohari Antonescu din Giurgiu păstrează aceste recompense acordate tatălui său, ministru al transporturilor în guvernul Petru Groza, între anii 1951-1952, ca urmare a contribuției la lucrările căii ferate și la aprovizionarea cu materiale. Diploma Comisiei Interguvernamentale Bulgaro-Române, avându-i pe Dimitră Dimitrov, președinte, și pe Ion Diaconescu, vicepreședinte, conferea tovarășului Alex Augustin insigna comemorativă din argint pentru merite în construcția podului peste fluviul Dunărea. Inscripționarea de pe coronament, de asemenea bilingvă, evoca denumirea inițială a podului, Dunărea. Titulatura din urmă, aceea de podul prieteniei, a fost decisă din rațiuni propagandistice și politizante. Documentele de arhivă confirmă greutățile pe care le-au întâmpinat la întoarcere cei dislocați. Una dintre marile probleme, care preocupa în cel mai înalt grad, fiindcă se referea la viitorul copiilor într-o societate vitregă, privea școala. Politica oficială impunea ca și copiii burghezilor să plătească în contul părinților, putând fi încadrați doar pe sensul unic al muncii de jos, pentru a lăsa culoare libere fiilor clasei muncitoare. Lucrurile
trebuind schimbate după formula copiii patronilor noștri vor fi subalternii copiilor noștri. Îndeplinirea acestui scop s-a făcut cu activarea mecanismelor de blocare a accesului la educație în cazul fiilor și fiicelor de dușmani ai poporului, categorie în care au fost calificați și expulzații din Giurgiu. În locul unui învățământ elementar și gimnazial obligatoriu, ei aveau parte doar de variante marginale de educație teoretică și formare. Aici am terminat clasa 7, iar în clasa 8 nu m-a primit la școală. După vreo 6 luni s-a înființat pentru cei dislocați și pentru copiii de țigani care erau mai mari de vârstă, în cadrul liceului Maiorescu s-a înființat o clasă. Și acolo am terminat și eu la un fel de seral. Fratele meu întrerupsese liceul, că acolo nu-i acceptase, a trebuit să intre la seral. Au fost greutăți, dar am trecut peste ele, că trebuie să treci. Când am fost luată, am fost în timpul școlii. Deci nu-mi terminasem încă liceul, eram în ultimul an, mai aveam un an. În clasa 10-a, că se făceau 11 ani atunci. Și la noi, la școala noastră, se făcea la fiecare sfârșit de an, se dădeau examene. Chiar dacă erai pe linie trecută, dacă treceai examene, erai de-abia anul trecut cu bine. Și eu m-am reîntors, primul drum a fost la școală, ca să-mi termin situația școlară. Aici profilul școlii se schimbase, că se dezvolta atunci ideea mecanizării agriculturii și se transformase în școală de mecanizare a agriculturii. Și mi-a spus că nu-i nevoie, că chiar cu 3 ani care i-am, pot foarte bine să-mi dea diplomă. Și am spus, mulțumesc, nu doresc o diplomă de viitor tractorist, că așa bănuiam că ieșeau de acolo. Eu am pierdut școala. Am fost, când am plecat, urmasem un an de liceu. Când am plecat acolo, nu mai mi-a dat voie să mai mă duc la școală. Mă scrisesem la Iași și nu mi-a dat voie poliția să părăsesc. După ce ne-am dus înapoi, după ce am revenit, am intrat la servici, că nu aveam unde. Și am făcut la fără frecvență studii. Lucrurile se complicau și mai mult când se punea problema studiilor superioare. Era o variantă de educație refuzată în mod clar celor cu origini numite nesănătoase. Copiii fostei clase burgheze, redusă la o pătură ostracizată, spoliată material, condamnată să trăiască de pe o zi pe alta, erau priviți cu dușmănie și spirit revanșard, respingându-li se necondiționat orice tentativă de a urma o cale universitară. S-a considerat că odraslele foștilor oameni de valoare din societatea capitalistă trebuie să fie oprite de la ocuparea funcțiilor de conducere și decizie în noua societate proletară, fiindcă ar fi reprezentat o sursă de infestare și o cale de inoculare a unor concepții de viață dăunătoare ce nu aveau nimic de a face cu construcția socialismului și modul de gândire al omului nou, cum era definit cetățeanul în aspirațiile rămase neîmplinite de altfel ale promotorilor viziunii comuniste. Drept care, candidatura la facultăți le era refuzată din start. Înconjurați de grija și dragostea partidului, cresc și se dezvoltă pionierii Republicii Populare Române. Serviciul a fost foarte greu, pentru că am fost și... Nu puteai să ocupi funcții importante, nu puteai să faci facultăți, să faci asta. Dacă erai la muncă, nu mai aveai cum. Treia recomandare, treia de la partid, de la astea, cine ți-a dat? V-au ținut la mantinelă. Da. Pe vremea aceea, dacă terminai liceul și vrei să-ți depui dosarul la o facultate, trebuia să treci pe la secția de învățământ local. Și ei știau care este starea socială a noastră, care fusese, că nu mai era. Odată ce erai muncitor, deci mi-am depus dosarul la secția de învățământ să urmez cursurile Politehnicii București. Și acum văd sus, în dreapta pe dosar, scris respins. M-a afectat pe mine tot timpul ca elev și la școală și peste tot,
toată lumea știa, aveam scris acolo. Da, când am venit pe urmă la facultate sau la astea să dau, mi s-a spus cum v-am spus. Frumos mi-au vorbit. Chiar securiștii de erau că veneau, de erau atunci. Vă zice, știu ce ai făcut. Retrage-te. Totul era tabu. Erau niște cuvinte tabu, niște expresii tabu. Dar prima dată când mi-am dat seama că am o ștampilă, deși n-am avut ștampila pe buletin, când am dat la facultate examen. Când am dat examen la facultate, nu am reușit. Nu am reușit prima dată, nu am reușit a doua oară. Tata mi-a spus că el, fiind bolnav de inimă, s-ar putea să nu mai trăiască mult și atunci să fac o școală tehnică. Pentru copiii de năpârcă, pentru că așa ni se spunea nouă, noi eram copiii de năpârcă, pentru copiii de năpârcă, școlile tehnice de 2 ani erau cele mai indicate. În 1960 am făcut o școală tehnică de îmbunătățiri funciare cu sediu în Galați, de 2 ani de zile. Și după ce am terminat școala tehnică, m-am dus în armată. Armata am făcut-o la pompierii București. Noroc că am fost încorporat în Galați și am fost trimis în București, că dacă eram încorporat de aici, poate mă trimiteau în altă localitate. Așa era metodologia atunci. Așa. Și în cadrul stagiului militar, cei care aveau liceul la bază au fost chemați la sediul unității cu propunerea ca să urmeze cursurile școlii de ofițeri activi de pompieri la Oradea, de 2 ani de zile. Noi care eram mici pe vremea aia și nu știam ce înseamnă a fi ofițer, vorbit între noi, mai erau și alții colegi care erau asistenți medicali, deci cu profesii la bază până în stagiu militar, nu ne-a plăcut să fim la ordin, să fim în uniformă militară și am rămas, după o perioadă de vreo 2 săptămâni, am fost rechemați din nou cu propunerea să urmăm cursurile facultății tehnice de la Sibiu, cu durată de 5 ani, drumuri și poduri se numea, deci în construcții. Cu condiția să 5 ani facultatea și să mai rămâi încă 5 ani de zile în cadrul armatei și dacă doreai, puteai să ieși în civilie cu gradul de major în final. Și puteai să urmezi după aceea ca inginer, constructor în alte întreprinderi. Am dorit să mă duc să urmez exact ca și la secția de învățământ Giurgiu, pe dosarul meu respins din nou. Și am făcut o școală de bibliotecari, avea sediu lângă cinematograful Volga, la Dorobanți acolo, era și căminul. Am terminat școala aceea și am fost repartizată la Ploiești, la clubul 23 august din Ploiești. Am luat în primire biblioteca, oamenii așteptau ceva de la mine. Relațiile sociale, ca și deprinderile oamenilor, influențate de condiționările ideologice ale momentului, au făcut ca, în unele locuri și situații, copiii burghezilor să fie eligibili chiar și pentru formele de învățământ mediu, gen școală tehnică, doar cu numele. Strădaniile birourilor de cadre, uneori draconice, pentru a redirija opțiunile profesionale în rândul candidaților catalogați drept purtători de concepții mic burgheze, se mențineau la nivelul vigilenței neobosite. Din instrumentarul de lucru al acestora nu lipsea niciun rău posibil. Când nici exmatriculările nu își mai găseau justificarea, nici căutările oricât de insistente de a descoperi subterfugiile puse la cale nu mai dăteau roade, activismul neobosit al funcționarilor de cadre găsea totuși soluții pentru a îngreuna viața victimelor. Determinarea celor împricinați, pe orice cale, să renunțe la beneficiile cuvenite doar fiilor clasei muncitoare, după cum decreta regimul. Așa am pățit eu, după ce am terminat liceul. N-am putut la facultate, că tot o situație grea era acasă. Și am dat la o școală tehnică și am intrat cu bursă. După primul semestru m-a chemat directorul să vină unul din părinți și a venit mamă. Și i-a spus, i-a arătat să primise, probabil că în timpul ăsta să aflase unde sunt,
cum să facă de așa manieră să mă exmatriculeze. N-avea cum, că eram cea mai bună din clasă și intrasem cu bursă. Și atunci a căzut de acord să acceptăm să-mi dea niște note proaste ca să pierd bursa și totul să termin școală. Deci niște lucruri care pe undeva, pentru moment, noi ca copii le-am simțit mai ușor. Dar familia a avut de suferit. Plus că erai marginalizat. Oh, e fata lui Nicu Sulică. Ziceai că tata a omorât 100 de oameni. Eu n-am mai putut să fac, că pe unde în Giurgiu te duceai, aveai eticheta de deportat, de chiabur, de tot ce era posibil pentru mine. Am încercat să dau la medicină, mi s-a respins dosarul. Am încercat pe urmă, m-am angajat la secția de tricotaje și am stat vreo 3 ani de zile. După aia m-am transferat la spital. Ca un registrator am fost acolo. Însă am rugat pe directorul spitalului să mă treacă și pe mine la școala de asistență. Și a zis, nu se poate. Eu am terminat liceul. Vreau să reamintesc doi oameni nemaipomeniți care m-au ajutat la liceu. Profesorul meu și diriginte, profesorul Ion Mateescu și profesoara Virginica Popescu. Dacă nu erau acești oameni, nu știu dacă termina liceul. Și m-au ajutat și după aia, în cadrul familiei, am avut un unchi din partea lui mama, care a fost lucrat în Ministerul Agriculturii, ca consilier al Ministrului Agriculturii, și m-a ajutat în sensul că am locuit la el și am făcut o școală tehnică. Școală tehnică Frezor Roți din Zate. Ca și fratele meu a făcut toată școala la Seral, când n-a putut să o facă la zi, și după aia a ajuns să facă o facultate datorită unei mătuși. Sprijinul primit de către copiii familiilor burgheze și mic-burgheze pentru făurirea unei cariere prin intermediul rudelor strecurate în funcții de oarecare importanță în noile organigrame, îmbrăca cel mai adesea căi și aspecte absconse, fiind condiționat de anumite conjuncturi în care se regăseau mai multe criterii de larghețe și, simultan, posibilități de evitare a rigidității impuse de consemnul oficial. În alte situații, reprimarea continuă și progresivă a românilor în cadrul politicii staliniste a afectat fibra cea mai profundă a comunităților, transformându-le în simple adunături fără busolă, prin crearea de fisuri în vechiul sistem de valori. Campaniile continue de înfricoșare și inducere a ascultării oarbe au determinat rupturi grave chiar în sânul familiilor. În procesul de selectare a opțiunilor și variantelor de supraviețuire convenabile, unii s-au delimitat de ceilalți. Pentru a duce o viață mai ușoară, au ales atitudini prudente față de sistem, care să îi scutească de orice bănuieli sau acuzații. Dorind să o ia de la capăt în stilul noii orânduiri, mulți au renunțat la proprietățile înaintașilor, refuzând apelurile de solidaritate venite din partea fraților și a părinților. Au tăinuit legătura de sânge cu ei în fața autorităților pentru a-și ascunde trecutul. Ce mai m-a durut iar? Fratele cel mare al lui tata era șef de servici la Ministerul Economiei Forestiere. Și cât am făcut școala asta în București, mă duceam la el, eram vis-a-vis de chiar unde era jos ăsta, comerțul exterior, sus. Mă duceam, cine îl caută? Nepoata de la Giurgiu, eu, de... Și mă duc odată și nu era el. Și zice, cine l-a căutat? Nepoata de la Giurgiu. Mamă, și-a venit la mine la cămin, supărat că el nu știe nimeni că tata lui a fost negustor și așa. Și eram deja mare, acum la 19 ani. Și am zis, cum mă, tata a tras tot necazul ca să vă țină pe voi și voi faceți gestul ăsta. Și pe undeva m-a durut, da? După ani și ani, l-am adus și tot
tot eu l-am îngropat aici la Giurgiu, că zic să fie lângă toți familia lor. Represiunea aplicată întregii societăți românești a fost inspirată de Stalin, după modelul Gulagului, prescurtarea în limba rusă pentru administrația generală a lagărelor de muncă forțată. Instituirea acestui regim penitenciar de sorginte stalinistă, precum și a terorii comuniste în România, l-a avut drept naș pe Gheorghe Gheorghe Udeș. Secretarul general al Partidului Muncitoresc Român și primul ministru al Republicii Populare Române a executat ordinele venite de la Moscova fără crâcnire până la moartea lui Stalin, survenită în 5 martie 1953. După stingerea acestuia din viață și venirea la putere în Uniunea Sovietică a lui Nikita Hrușov, au apărut primele dovezi ale schimbării climatului social și chiar unele critici la adresa defunctului sistem politic, fapt resimțit și în societatea românească a vremii. Lumea de pe alte meridiane își manifesta exploziv bucuria de a trăi, iar această descătușare postbelică se însoțea de un însemnat progres tehnologic și un acces neîngrădit la bunuri de consum. În acest timp, România proletară cultiva din plin sărăcia pe scară largă. Ceea ce se producea lua calea Uniunii Sovietice prin intermediul sovromurilor în contul datoriei de război, iar timpul liber, și nu numai, era petrecut în birourile de cadre și cele ale securității, unde românii continuau să fie supuși altui fel de trepidații, în ritm de cea-cea-cea, versiunea comunistă. Ce-a fost tata, ce-a fost mama, ce-a zis unul, ce-a făcut celălalt. Iar când acestea s-au mai domolit și declarațiile autobiografice întinse pe 5-6 col duble s-au mai rărit, s-a arătat și pentru cei oprimați până atunci o rază de speranță în legătură cu primirea lor în instituții de învățământ superior. Raza de speranță era însă a unui soare cu dinți și avea să mai curgă multă apă pe Dunăre până când vijeliile ce măturau viețile românilor s-au transformat în adiere de vânt.